solo sé que se llama Duelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia. Aici sunt cu Noelia. Mi-a fost foarte, foarte dor de ea pentru că n-am văzut-o de câteva luni. Însă, acum sunt în Spania și acest video pentru mine este foarte emoționant. Așa. Exact. Și să vă povestesc un pic. În acest video o să provăm câteva lucruri din Spania. Lucruri pe care eu le-am probat, le mâncam, îmi plăceau la nebunie în momentul în care eu locuiam aici. Pentru că dacă nu știți sau pentru cei care știți, e bine, eu am locuit aici timp de 9 ani. Însă, n-am mai venit aici tot timp de 9 ani. Deci după 9 ani o să reprovez anumite lucruri de care mi-era foarte dor, pe care știu că le mâncam cu foarte mare drag aici. Iar pentru Noelia o să fie o prima impresie. Nu o să fie un provezi dulciuri din Spania, pentru că nu toate sunt dulciuri, dar o să fie o vedere, provezi lucruri din Spania. Nu chiar toate o să fie ceva nou pentru că am mai... Da, sunt două chestii care le-ai mai provat. Dar... ce este? Vă zic, am mare emoții pentru că sunt foarte curioasă, am încercat să mă abțin, să nu mănânc din ele, tocmai ca să pot să le dau exact ceea ce simt în momentul în care mănânc aceste lucruri pe care le mâncam în urmă cu 9 ani. Hamasera. Ok. Trebuie să spun că hamasera nu este și în România. Însă, eu din câte mi-amintesc nu era la fel de bun cel din România ca și cel de aici. Mereu am avut amintire că e mult mai bun cel de aici. Ok, Noelia, spune-ne impresia ta. Îți place? Da. Nu mă așteptam să-ți placă. E extrem de mult, extrem de mult, extrem de bun. E foarte, foarte bun, deci... Da, și cel din România e ok, dar ăsta făcut de direct, nu știu, e mult mai bun și cel care îl tai direct de picior e și mai bun. N-am ce comenta. Următorul. Care vrei să începem? Care e următoarea chestie pe care vrei să provăm? Asta, ok. Astea sunt verde chestii așa care imită foarte bine sau cel puțin la gust cartofii bag. Așa că sunt foarte curioasă să văd acum dacă îmi plac la fel de mult. Da, încă îmi plac. Trebuie să recunosc că nu am senzația că gustul e atât de asemănător cum credeam cu cartofii pai. Însă îmi plac foarte mult. Bun, alege. Care e următorul lucru? Asta sunt niște dulciuri pe care le cumpăram din Mercadona și le mâncam cu lapte dimineața, înainte să mă duc la institut sau la școală. Mâncam Volcano, nu știu. Ideea e că niciodată nu le-am zis după nume, dar știu că se iau așa și se cântăresc, se iau așa, se pun pumuliță. Ai mai multe opțiuni ce să alegi. Exact, dar mie astea mi-a plăcut tot timpul cel mai mult, așa că am de și am cumpărat din nou. Nici nu vă dați seama cât am mâncat mine deja asta.
de ciocolată. Extrem de bune, pufoase, ciocolata e bună. Deci, și știți că mie nu-mi place ciocolata, dar chiar e o ciocolată foarte bună, o ciocolată cremoasă, suficient de dulce, dar în același timp suficient de... Nu știu, e extrem de bun. Delicios. Asta e părerea ta? Uh-huh. Eu... Cred că am rămas pe aceleași gusturi. Să-mi iau câteva cum e România din astea. Și dacă tot eram la lucru care mâncam dimineața cu lapte, înainte să mă duc la școală, o să încercăm și astea, care sunt valențiane. Valențiane, așa se numesc aici. Dacă bine, să le-am făcut și eu. Da, să le-o probam noi. Eu trebuie să recunosc că nu am mai mâncat din astea de 9 ani, exact. Mi se pare așa, acum că le văd, oarecum îmi amintesc pe câteva chestii pe care le aveam și noi în România, dar o să vă zic acum dacă seamănă sau nu gustul. Dar trebuie să recunosc că seamănă puțin gustul cu ceva ce avem noi în România. Nu știu cum le zice, sunt niște brioșe oarecum. Cred că au și puțină ciocolată înăuntru, poate ați gustat, poate nu. Mai mult schimbă forma și poate sunt un pic mai pufoase. De fapt, sigur sunt puțin mai pufoase și cu lapte sunt extrem de bune. Eu în fiecare dimineață sunt bune. Da, sunt chiar foarte bune. Bun! Și, cum ziceam, chestii de mâncat dimineața cu laptele. Asta e pan de lece, care înseamnă pâine din lapte. Și astea nu erau preferatele mele, dar știu că erau destul de specifice. Mami tot timpul cumpăra. Lor le plăcea foarte mult. Îți curioasă dacă acum îmi plac sau dacă nu. Foarte vreme. Nu știu cum să vă explic gustul de la asta, e o pâine foarte moale și dulce, nu știu cum să vă explic gustul. Nu e ceva ce aș mânca în fiecare zi, e bun. Păi bun, dar nu e gol, mie nu prea mare. Satisface, dar cu lapte mi-e face. No, eu, de exemplu, am rămas de aceeași idee, nu sunt preferatele mele. Și acum ce o să vă arăt, sunt donuturile specifice din Spania, donut. Astea sunt originalele, sunt cu zahăr, eu sunt aproape sigură că mie să-mi placă. Trebuie să recunosc că am căutat foarte mult bomba, așa le se zicea, niște donuturi care erau efectiv o bombă de ciocolată. Eu îmi cumpăram foarte mult când mergeam la școală, tot timpul mie îmi cumpăram din magazinul școlii. Acest donut bombă era plină cu ciocolată și deși mie nu-mi place ciocolată, încă o dată zic, era o ciocolată super bună. Nu reușeam să mănânc una întreagă pentru că era extrem de multă ciocolată și era uite așa mare, vă promit. Dar am căutat peste tot și nu am găsit. Îți curioasă să văd dacă la noi le-au să-i placă. Nu am găsit pentru că i-am să mă probat, însă eu sunt aproape sigură că o să-mi placă mult. La fel de bun. Promit. Îți plac? Da, sunt foarte bun. Asta e o bombă de calorii, dar merită, e extrem de bun. România donuturile, după ce le lași un timp, par gogoașă. Dar asta nu e gogoașă, asta nu e ce face și bunica, pancove. Nu, asta e donut. Dacă veniți în Spania, donut. Bun, te las pe tine să alegi din nou. Ce vrei să probăm acum? Astea? Ok. Mm.
spuneam și trebuie să recunosc că am mâncat, că fiecare dată când venea cineva din Spania sau când plecau ai mei în altă țară, tot timpul le ziceam dacă, sau când am mers eu în altă țară, tot timpul mi-am cumpărat sau le ziceam să ne ducă și știu că și noi le-am aprobat, deci... Dar am ținut să apară pentru ca să știți și ce ne place și ce nu. Asta îmi plac foarte mult. Eu nu sunt foarte mult cu jeleurile și cu astea, dar asta chiar îmi plac. Acum mi-e foarte sete după atâta dulce, așa că o să începem Aquarius. În România nu este Aquarius și este extrem de bună. Beam foarte mult și știu că era considerată cumva apă pentru cei care fac sport, pentru deportista. Așa că să vedem dacă ne place. Adevărul e că e foarte bună. Nu mi-am minte în gustul ăsta. Bine, are mai multe gusturi, adică are mai multe gusturi. Are mai multe variații de gusturi, știu că la un moment dat era și cu ceva cu portocale. Asta e originalul și chiar e foarte bun. Și mie chiar îmi place foarte mult. Că nu are gaz și eu nu sunt foarte mult cu ăsta cu gaz. E apă, dar nu e apă, cum să vă zic, are gust. E apă cu gust, dar nu e... Apa aia cu gust pe care o găsim la Lidl. Nu știu cum să vă explic. E chiar foarte bună. Mergem după ultimele două lucruri pe care le-am cumpărat. Stai așa, eu de ce am capul tăiat? De ce văd chestiile astea numai la editare? Și le-am lăsat intenționat la sfârșit pentru că sunt cele pe care, nu știu, mi-am dorit, încă din România mi-am dorit să pot să ajung aici și să le cumpăr. Mi le cumpăram foarte des, mai ales în ultima perioadă, când eram aici. Și anume, de exemplu, Cheetos, nici nu știu cum să le zic, că nu știu, cuflet deloc, nu știu cum să le zic exact. Sunt niște mici de fotbal și prima Cheetos nu se mai vinde nici în România și nici în multe țări apropiate României, pentru că s-a interzis. În fine, nu intrăm în detalii. Însă, când am văzut punga în magazin, eram aproape că am sărit de bucurie când am văzut-o, pentru că promit, chiar am căutat pe internet ca să-mi comand, pentru că îmi era extrem, extrem, extrem de dor și acum că pot să o provez din nou, va, deci sunt mega entuziasmată, nu e prima dată când o să provez așa ceva, pentru că clar că în România nu sunt și sincer sunt curios să văd și reacția ei, pentru că știu că fine dacă vede acest video o să fie foarte ciudă. Pentru că mâncam foarte mult Cheetos din astea pilotitas cu Phineas. Ok, hai să vedem. Tu prima. Eu cred că expresia mea spune totul. În care te-ai obiunta? Cum te-ai spus? Te-am adică. Și în ultimul rând, ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, adică vreau să-l provăm, sunt jumpers. Astea erau preferatele mele. Aici cu felofita să se ia de la Cheetos. Și astea știu că costau 20 de centime, o să acum 40. Și... când mergeam la institutul, la școală, tot timpul îmi căutam bani, fiind 20 de cenți, uneori găseam 10 centimos pe jos și alteori, nu știu, îmi căutam acolo prin buzunare, peste tot aveam 10 centimos și căutam ca disperată prin buzunare, prin penar, exact, peste tot ca să găsesc 10 centimos ca să pot să cumpăr jumpers. Dar da, erau foarte bune, așa că hai să le provăm. România, faceți și voi ceva să avem jumpers în astea în magazine, pentru că e păcat să nu avem. Ce? Ți-e rost lac? O țeară. România! Păi da, pentru că nici nu vă dați
mergi în România, ce ți-i duci noi cu mine? Ei, să te bat. Bun, asta a fost totul pentru azi, sper din suflet că v-a plăcut, sper din suflet că v-a distrat cu noi, sincer, mie mi-a făcut mucea ilusiona, nu să zic în spaniolă, mi-a făcut o iluzie sau am fost foarte entuziasmată să pot să probez, să reprobez, să-mi amintesc de gustul copilăriei, pentru că plor mă cam în asta constă totul din acest video. Și nu știu, dacă v-a plăcut acest video, aștept like-ul vostru, aștept să share-uiți acest video și cu prietenii voștri sau pe paginile voastre de socializare și aștept comentarii jos aici pe pagina mea de YouTube sau pe paginile mele de socializare, comentarii unde să-mi spuneți, tu mă imit? Nu. Comentarii unde să-mi spuneți dacă cumva ați provat și voi vreun lucru dintre cele pe care vi le-am arătat, părerea voastră, dacă sunteți din Spania sau dacă nu și nu știu, să-mi spuneți și ce, care sunt lucrurile copilăriei voastre. Bun, vă aștept și pe Instagram, pe Snapchat, pe Facebook. Da, exact. Da. Vă aștept și pe Instagram, pe Snapchat, pe Facebook, așa cum vă ziceam, pe paginile mele de socializare, în special pe Instagram, unde am un proiect, vreau cumva să pun o poză pe zi și acum am pus câteva poze din Grecia, dar vă urma să pun și poze de aici din Spania, așa că dacă vrei să nu pierzi nimic din tot ceea ce fac și o să las și pagina din media de socializare, e bine, te invităm să mergi și pe acolo și să ne dai un follow. Te invit să te abonezi dacă nu am spus asta, pentru că e clar, te așteptăm cu mare drag și cu mare căldură în mica noastră familie și... Bye, bye! La fel de bun. Nu e legal asta.